Tu nu ai aflat încă secretul programatorilor independenți și plini de bani? Au dat subscribe la acest canal! Nu, serios, trebuie să știi să lucrezi cu Linux. Ceea ce vom explora și noi astăzi. Hai cu mine! În primul rând, dăm drumul la cocină. Bine ai venit în cocina mea. Hai să trecem la treabă. Apăsăm aici. Mergem căutăm terminal, pentru că noi aici o să ne petrecem majoritatea timpului. Prima comandă pe care ți-o voi arăta este Who am I? Care evident îți arată cine ești. Userul cu care ești logat. Hai să aflăm și ce dată. În ce dată suntem astăzi? Este sâmbătă, 7 august 2021. Comenzile astea se pot da și într-o succesiune mai rapidă, de exemplu, Who am I? Două puncte, date. Pentru a le da pe amândouă deodată. Ține minte că dacă vrei să pui mai multe comenzi una după cealaltă, trebuie să pui punct și virgulă. Este foarte important. De exemplu, dacă am face asta, o să ne dea eroare că nu știe ce comandă este Who am I Day. În primul rând, trebuie să știi că noi aici ne aflăm în shell-ul de Linux, adică acel program care interpretează comenzile pe care noi le scriem aici în limbajul calculatorului. De exemplu, shell-ul pe care noi îl folosim acum este bash. Ca să aflăm asta, introducem următoarea comandă: echo $shell. Echo este un fel de print, adică este cel care îți afișează orice. De exemplu, dacă eu vreau acum să fac echo Răzvan, îmi va afișa Răzvan. $shell este o variabilă din Linux, o să vorbim mai multe despre variabile în tutorialul de bash scripting, însă în momentul de față putem vedea că noi folosim bash-ul pentru aceste sesiuni. Nu trebuie să te stresezi, nu trebuie să înțelegi bucățica asta de aici, variabila asta de bash. Stai liniștit, o să o înțelegi într-un video ulterior. Hai să facem ceva super simplu, cum ar fi să creăm niște fișiere pe desktop din terminal. Mai întâi o să fac asta manual, o să mergem aici frumos, dăm new folder, o să pun test Răzvan și l-avem aici. Acum, hai să vedem să accesăm desktop-ul din terminal. Cum se face asta? În primul rând, trebuie să înțelegi path-ul. Path-ul însemnând locația unde te afli în momentul de față. Pentru a vedea unde ne aflăm în momentul de față în acest terminal, rulăm comanda pvd, care înseamnă print working directory. Eu în momentul de față mă aflu în /home/Răzvan. Nu sunt nici de cum în desktop. Pentru a vedea ce conține un director, ne trebuie comanda ls. Vedem că avem un folder aici anumit desktop. Pentru ca noi să ajungem aici, vom folosi comanda cd. Cd desktop. Apăsăm iarăși ls și vom vedea un folder numit test Răzvan. Pentru ca noi să creăm un nou director, vom folosi comanda mkdir. Terminal. Terminal dir. Primul tău director. Hai să discutăm un pic de comenzile astea pe care noi le-am folosit aici pentru a face acest director. În primul rând, după cum am spus, PVD înseamnă Print Working Directory, îți arată unde te afli tu în momentul de față. De exemplu, lasă-mă să-ți fac o comparație cu Windows. Acel path din Linux este exact același lucru ca path-ul din Windows, numai că aici este cu backslash, dacă te uiți. Este un slash invers față de cel din Linux. În Linux este cel normal. Este exact același lucru. Când apeși click aici, ți se va afișa locația unde te afli în momentul respectiv, în acest folder. Este în C, Windows, Containers, pentru mine. Ne-am mutat locația în desktop cu Change Directory, cd înseamnă Change Directory, și introduci numele directorului pe care vrei să-l accesezi. Desktop. Condiția este să existe. Eu, dacă, de exemplu, aș fi pus cd orice altceva care nu este aici, mi-ar fi dat o eroare. Ls înseamnă list, listează exact tot ce se află în directorul respectiv. Locația mea o poți vedea și aici. Această sedilă înseamnă directorul meu home. Dacă, de exemplu, aduc pvd, voi vedea că mă aflu în /home/Răzvan/desktop. Dar ce-i cu atât de multe slash-uri, te întreb probabil. În primul rând, acest slash este numit root directory. Este cel mai important director din Linux.
Ține minte asta pentru că s-ar putea să fii întrebat la interviuri. De la el pornesc toate celelalte directoare. Gândește-te la toată treaba asta ca un fel de copac cu ramificații. Trunchiul este acest slash numit root directory, iar restul, ca să ajungi la restul ramurilor, trebuie să-l accesezi pe el, apoi să te duci pe fiecare în parte. Uite, dacă de exemplu mergem în slash și listăm tot ce se află în acest director, vom vedea acestea: bin, cd-rom, lib. Deocamdată nu o să-ți spun ce face fiecare dintre aceste directoare, să trebuie să știi că sunt foarte importante pentru rularea sistemului de operare. Și trebuie să știi că fiecare dintre aceste directoare au subdirectoare la rândul lor. Așa cum am spus, trebuie să te gândești la chestia asta exact ca la un copac. Trunchiul este slash root, iar restul sunt ramificațiile. De exemplu, există comanda tree în Linux care îți arată exact care este ierarhia acestor directoare. Tree slash less. Nu-ți bate capul cu această comandă, este ceva un pic mai complex, o să-ți explic în viitor cum vom construi comenzi mai complexe în Linux. Deocamdată o să rulez asta doar ca să-ți arăt despre ce este vorba. Așa cum îți spuneam, slash bin directorul de bază, root, bin, boot, iar fiecare la rândul lor au subdirectoare. De exemplu, în bin există un alt director numit usr, în care se află un alt director numit bin. De fapt, la ce ne uităm noi acum este un file system, adică un sistem de fișiere. Ține minte acest cuvânt pentru că vom reveni la el un pic mai târziu. Bun, acum că ne-am înțeles un pic cum ne mișcăm prin Linux, haideți să încercăm să creăm un fișier din linia de comandă. În primul rând, trebuie să vedem unde ne aflăm, suntem în slash și vreau să ajung din nou în desktop, ca să pot crea un fișier pe desktop. Cum vom face acest lucru? Dacă scrii cd și apeși enter, te duce în locația ta home. Fiecare user în Linux are un slash home. De exemplu, pentru mine home-ul meu este slash home slash raz. Dacă, de exemplu, ar mai fi fost un user, să zicem Bogdan, home-ul lui ar fi fost în slash home slash Bogdan. Fiecare home din acesta are la rândul său acele directoare, desktop, documents și așa mai departe. Este exact ca în Windows, același lucru se întâmplă și în Windows. Uite, de exemplu, în local disk C, te duci în users, la mine userul este Vasil, dar fiecare user de pe sistemul de operare Windows va avea câte un director cu numele său în care se vor afla celelalte directoare, desktop, downloads, documents, exact același lucru se întâmplă și în Linux. Bun, acum că ne aflăm în home-ul nostru, vom merge frumos, ne uităm ce directoare avem pe aici și mergem frumos în desktop, scriem cdde, pro tip. Ca să nu te mai chinui să scrii tot cuvântul desktop, de exemplu, scrii cd, apoi d, e și apeși tasta tab. Când apeși tab, îți autocompletează restul cuvântului, dacă de exemplu este unic. Acum hai să facem și un fișier aici, text. Cum vom face acest lucru? Vom folosi comanda touch. Test.txt. Opa, a apărut test.txt și pe desktop. Asta a fost creat din terminalul nostru. Deci noi suntem în slash desktop, am creat un fișier gol. Ca să vedem conținutul acestui fișier, în primul rând putem face clasic din interfața grafică cu dublu click și vedem că este gol. Hai să scriem ceva. Așa, salvăm fișierul și îl închidem. Acum hai să vedem ce se află în el și din terminal. Vom folosi comanda cut. Cut, T-E, apăsăm tab. Și vom vedea că nu o să ne facă autocomplete de data aceasta, pentru că există mai multe fișiere, ca să zic așa, chiar dacă celelalte două sunt directoare, care au exact același nume, aceleași două litere de început, T-E, iar el nu știe pe care îl vrei, așa că o să mai punem un S, T-E-S, și vom apăsa tab. De exemplu, acum ne va autocompleta test și apăsăm tab de mai multe ori și ne va spune că există deja două fișiere cu exact același nume. Test Răzvan sau test.txt, așa că el nu știe pe care dintre ele le vrem. Vom apăsa și un punct și de data asta când vom apăsa tab va ști exact că ne referim la test.txt. Apoi apăsăm Enter și vom vedea conținutul acestui fișier. Este exact ce am introdus din interfața grafică. Dar stai așa, sunt mai multe comenzi prin care poți să vezi conținutul unui fișier. De exemplu, pe lângă cut mai avem și less sau more. Știu, devine foarte confuzant. Linux are mai multe comenzi care fac uneori exact același lucru. De exemplu, less test.txt ne va face exact același lucru, ne va afișa conținutul acestui fișier. Apăsăm Q ca să ieșim din el
Mai există comanda mor. Există. Care face exact același lucru ca și cat. Acum abonez că te întreb cum se poate scrie într-un fișier. Ei bine, stai un pic, hai să nu ne grăbim. Hai să trecem mai întâi prin cum clonăm un fișier, cum îl ștergem, chestii de genul ăsta, cum îl redenumim și abia după aia o să-ți arăt și cum scriem în el. În primul rând, facem încă o dată pvd, ls, vedem unde ne aflăm, vedem ce avem în folderul acesta. Acum hai să luăm acest fișier test.txt și să-l redenumim în cocine.txt. Asta se face cu comanda move, care înseamnă move. Chestia interesantă cu acest move este că se comportă exact ca un cut și paste din Windows. Cut îți ia fișierul dintr-o parte și ți-l pune în altă parte, doar că acest move mai face în plus și o redenumire. De exemplu, dacă eu fac mv test.txt în cocina.txt, l-a luat de aici și l-a redenumit în cocina.txt. Așa. Eu dacă, de exemplu, vreau să iau acum acest fișier și să-l copiez într-o altă locație, de exemplu, nu vreau să-l mai țin pe desktop, vreau să-l țin în /home/Răzvan și să-l și redenumesc înapoi în test.txt. Se poate face tot cu această comandă mv, care este un, așa cum am spus, un cut pe steroizi. Vom face mv și hai să-ți arăt acum și o chestie interesantă, că poți să faci mv cu tot cu locația fișierului în nume. Adică, de exemplu, în loc să scriem mvcocina.txt ca să-l ia de exact unde suntem noi acum, putem face mv plus locația lui, adică /home și toată nebunia asta de aici. O selectăm cu mouse-ul și apoi apăsăm pe rotiță ca să facă paste automat, /cocina.txt, da? Și îl mutăm în /home/Răzvan, exact așa cum am spus, numai că de data asta o să-l și redenumim în test.txt. Apăsăm, dăm un ls, vedem că a dispărut fișierul de aici, de pe desktop, și ca să mergem în, cu un director mai în urmă, adică să ajungem în /home/Răzvan, ori apăsăm cd enter. Și vedem aici că a apărut un test.txt, care este exact acest fișier de aici. Putem da un cut pe el. Vedem că este exact cu același conținut. El a dispărut și de pe desktop în același timp. Dar ce zici dacă copiem acest fișier? Adică vreau să-l țin și în sursă și să pun și într-o destinație. Perfect, nicio problemă. Folosim comanda cp test.txt și îl trimitem înapoi pe desktop. Pac! Am luat de aici locația desktop-ului și putem da comanda exact așa și el va copia exact cu același nume sau, uite, a și a apărut, sau mai dăm o dată cptest.txt și aici o să-i punem un alt nume, troll.txt. Și a apărut încă un fișier, uite, cu exact același conținut pe desktop, troll.txt de data asta. Doar că el există și în sursă. Dacă noi ne uităm acum cu ls și pvd, vom vedea că fișierul sursă numit test.txt din /home/Răzvan încă există, deci nu l-a mutat cu totul. El există și în sursă și în destinație sub alt nume. Acum am creat o grămadă de fișiere de care nu avem nevoie. Cum le ștergem? Bun, în primul rând mergem pe desktop. Vedem aici ce avem, mergem cdde tab, ls și vrem să ștergem aceste două fișiere .txt. Vom face asta cu comanda rm, care este remove. Rm test.txt tab. Odată, vedem că a dispărut și de pe desktop, nu mai există, și rm troll.txt tab. A dispărut și cealaltă. Foarte simplu, nu? Easy. Știu că pare un pic plictisitor, însă trebuie să știi comenzile astea de bază ca să putem intra în chestii mai complicate puțin mai târziu. Bun, avem o grămadă de text aici în terminalul ăsta și aș vrea să mai șterg din el, adică vreau să fac curățenie. Cum vom face asta? Ori... Ups, nu asta vreau să fac. Ori apăsăm Enter așa până când se duce tot în sus și scăpăm de comenzile anterioare sau putem folosi comanda Clear. Când faci Clear, îți golește terminalul, adică nu ți anulează comenzile pe care le-ai dat până acum, pur și simplu îți golește conținutul ca să ai din nou o hârtie goală, ca să zic așa.
Bun, și dacă vrem să vedem ce comenzi am executat până acum din terminalul ăsta de Linux, putem folosi încă o comandă interesantă numită history. Da, folosim istoria pentru a vedea ce s-a întâmplat. Când scriem comanda history, vom vedea toate comenzile pe care le-am executat de când am intrat în acest terminal de Linux. Absolut tot. Asta este o comandă foarte importantă ca să vezi ce s-a executat pe un server, de exemplu, când nu tu ai lucrat pe el. De exemplu, a intrat Gigel de în altă echipă și a făcut ceva, a stricat ceva, iar tu intri ca să vezi ce a făcut el. Rulezi această comandă history și vei vedea absolut tot ce a făcut el. În mod normal, nimeni nu lucrează din interfața grafică. Dacă ai un job ca sysadmin, rare ori vei vedea interfața grafică a serverului de pe care lucrezi. Așa că în videoul următor îți voi arăta mai multe programe care îți vor face munca mai eficientă. Ok, acum cred că a venit timpul să învățăm și cum scriem într-un fișier din terminal. Pentru că așa din editorul de text este foarte simplu, double click, scriem ceva, apăsăm Ctrl+S sau îi dăm save din file save și totul este ok. Din terminal este un pic mai diferit. Hai să facem un nou fișier în desktop. De exemplu, acum vom face touch din nou test.txt. Da? Să vedem că s-a creat, uite, la aici pe desktop. El este un fișier gol în momentul de față. Hai să-l umplem din terminal. Deci avem fișierul aici. Vom folosi comanda vi, care înseamnă Visual Editor. vi test.txt, apăsăm Enter și ne aduce aici. Tu dacă, de exemplu, acum vrei să introduci ceva, să zicem rz, o să vezi că scrii rz, dar nu ți inserează absolut nimic. Pentru că acest editor de text numit vi, este un pic diferit. Trebuie să apeși pe tastatură tasta i, care înseamnă insert. Iar acum putem să scriem ce ne dorim. Rz. De exemplu. Ca să salvăm acest fișier și să ieșim din această fereastră de editare, trebuie să apeși de la tastatură Escape, apoi Shift 2 puncte, care înseamnă dă-mi o comandă, și va fi W, care înseamnă Right, și Q, WQ. Apoi apeși Enter. Un pic cam dubios, nu? Stai liniștit, o să te obișnuiești cu VI, este foarte important. Toată lumea îl folosește, oricine lucrează cu Linux, lucrează cu Vi sau cu Nano, care este un alt editor de text, un pic mai simplu. Eu îți recomand să înveți Vi pentru că este foarte puternic, știe să facă foarte multe chestii și este cel mai folosit și cel mai respectat dintre toate aceste editoare de text native din terminalul de Linux. Acum, ca să vedem ce s-a scris în acest fișier, îi dăm cat test.txt și vedem că am scris Răzvan. Dacă, de exemplu, vrem să folosim less, care este fix aceeași chestie. Așa, vedem exact același conținut, apăsăm Q și ieșe. Putem folosi chiar vi să vedem ce este în acest fișier. Vi test.txt și vedem conținutul acestuia, apoi apăsăm escape, shift 2 puncte și Q, care înseamnă quit. Îți recomand acest site pe care îl vei găsi și în descriere. Doamne, e gratis? E gratis, tati. Perfect, luăm! Dar stai! It's time to stop! Mai avem ceva de discutat legat de fișiere. Există un tip special de fișiere, numit fișiere ascunse, care au în numele lor un punct. Uite, de exemplu, noi suntem pe desktop acum. Dacă eu, de exemplu, fac touch.test.txt, am creat un nou fișier ascuns. Dacă fac doar ls, nu o să-l văd și nu-l văd nici pe desktop, nu există acel fișier. Doar că, dacă de exemplu dăm ls-a, îl vei vedea că există de fapt, este acest fișier, .txt. Ține minte că există acest tip de fișiere ascunse în Linux și pentru a le vedea trebuie să execuți comanda ls-a. Dar stai, ce este acest -a, te întrebi probabil. Este un parametru. Fiecare comandă vine cu un manual de utilizare. De exemplu, man ls îți va arăta tot manualul de utilizare al comenzii ls, list directory. Pe noi ce ne interesează în momentul de față sunt acești parametri, -a, -a mare, -b. Aici ți se va explica exact ce face fiecare. După cum ai observat, -a ne afișează și fișierele ascunse, care au în nume acel punct. Și există și multe altele, poți să le testezi tu să vezi ce face absolut fiecare.
poți lista doar directoarele, de exemplu, ls-d, îți va ignora fișierul ăsta .txt și îți va arăta doar, de exemplu, test, răzvan sau terminal dir, aceste două directoare. Și așa mai departe. Absolut toate comenzile vin cu acest manual de utilizare. Dacă și viața noastră ar avea un manual de utilizare, ce bine ar fi. Și mai există un mod de a vedea toți parametrii cu help. ls-help. Dacă pui --help după absolut orice comandă pe care ai văzut-o aici, îți va afișa exact aproape același lucru ca și în man. Ține minte doar că toate comenzile au mai mulți parametri, nu trebuie să-i știi pe toți pe de rost, nu toți sunt importanți și toți sunt situaționali, în funcție de ce vrei tu să faci. Se pot combina mai mulți parametri atunci când, de exemplu, rulezi o comandă. De exemplu, eu aici am lăsat simplu. Dar, de exemplu, dacă vreau să văd și fișierele ascunse și vreau să le ordonez și după creation time, de exemplu, din momentul în care au fost create, ls-at se mai poate. Dacă vreau, de exemplu, să le listez într-un mod diferit, de exemplu, ls-l va face asta, uite, mi le va afișa în felul acesta. Aici sunt niște coloane cu permisiunile, ce useri au permisiuni pe aceste fișiere. Deocamdată nu trebuie să ne complicăm cu aceste informații, o să spun într-un video ulterior despre care e faza aici. Dar, de exemplu, dacă voi combina ls-l cu ls-at, va ieși ls-lat sau lta. Nu contează ordinea în care pui parametrii aceștia, sunt interpretați pe rând. De exemplu, îmi va afișa inclusiv fișierul ascuns cu data de creare, ce user are permisiuni pe el și care sunt permisiunile. Pentru că pe canalul meu de acum încolo vei avea teme pentru acasă, pentru data viitoare ai de pregătit o nouă mașină virtuală numită Coteț, care să aibă instalat un CentOS 7 pe el și să-i aloci 2 GB de RAM sau cât ai tu disponibil, cât vrei tu de fapt. Baftă! Ce? Îți lene să faci exerciții? Nimic nu stimulează mai bine munca, productivitatea și creativitatea ca o drujbă bună. Ce sunt drujbele, te întrebi? Iar pentru că sharing is caring, îți voi lăsa colecția mea fină de drujbe în descriere, ca să-ți delecteze simțurile atunci când lucrezi. A se servi cu o ceașcă de cafea sau cu un pahar de vin. Ce? Ți se pare mai mult zgomot decât muzică? EDM sau DNB ți se par mai mult extra opțiuni ale unei mașini decât stiluri de muzică? Bombardierul din tine țipă după ceva diferit? Nici o problemă, te ajută fratele Răzvan. În descriere vei găsi un link către un stil de muzică total aparte pentru cei mai pretențioși dintre voi. Mua! O experiență cu adevărat inedită. Până data viitoare, spor la testat comenzile de bază Linux. Dacă ți-a plăcut acest video, dă-l la prieteni. Dacă nu, dă-l la dușmani. Te las cu drujba. Take care!